Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați abonați. E un mare lucru să ne vedem aici pe canal în fiecare dimineață, de luni până vineri, de pe la 10, 10 și un pic dimineața. Vă mulțumesc așadar de abonare, vă mulțumesc de urmărire și vă mulțumesc pentru faptul că spuneți lumii și ziceți: bă, intrați pe canalul lui Bendea, intrați că aici dezbatem probleme serioase. Bendea vorbește acolo în jur de 10 minute și după aia intrăm noi la comentarii. Și dăm cu comentarii și dezbatem, ceea ce nu se întâlnește pe niciun post TV, pe niciun site, pe niciun alt canal de social media. Mulțumesc tare mult și de cafea de la diasporă, cafea bună. Haideți să ne urnim din loc, să pornim motorașele, să pornim aripioarele. Cum e? Ăștia tot numără voturile, așa-i? Nu ne interesează. Frig în țară, sudul cuprins de zăpadă, Lapoviță din soare, în multe locuri din țară, polei. Domnule, s-a gândit bine Băsescu, dacă e polei, poate alunecă și PMP-ul în Parlament. Așa cumva pe ușa din dos, alunecă și Parlament, și PMP-ul în Parlament. N-a fost să fie. Măcar Ponta s-a resemnat. Ponta a zis că de acum își susține pe Daciana, își susține nevasta în business-ul ei. Nu că n-ar avea bani, dar omul e obișnuit să fie activ. Ce business are doamna Daciana Sârbu? O cofetărie. O cofetărie unde face dulciuri. Drept e că soțului său, domnului Victor Viorel, îi plac mai mult minciunelele. Dar ci că așa de bine ies prăjiturile, ies, cum să zic așa, uniforme, parcă strase la Xerox. De când a intrat în bucătărie domnul Ponta, parcă sunt trase la Xerox. Ce să faci? Și unul și altul au demnități, și Băsescu și Ponta, în urma demnităților, au niște pensii speciale. Le merge bine. Dar, de exemplu, Ciciolina, dragi bărbați, o știți pe Ciciolina, sau cum ziceam noi, după Jackie Chan, Chiki Chan, la Ciciolina îi ziceam Ciociolina, da? Actrița aia care a făcut furori fără furou până anii 80 în filmele pentru persoane mai în vârstă, da? A fost și parlamentar. A lucrat în Parlamentul Ungariei. Pe cine nu vrem să știm, dar în vremurile alea nu coborau eurodeputații pe burlane. Da, și ea e tare necăjit, ajunsă la venerabila vârstă de 69 de ani, 69, sic, da, nu mai are din ce trăi, vinde din casă. A zis că are și o pensie de, în urma deputăției din Parlamentul Ungar, dar acum ei s-a înjumătățit, practic o duce așa de rău, că nu mai are ce pune în gură. Vedeți? Vedeți că și în alte părți se poate mai rău. Pe vremuri era cu măciucă, acum noi am rămas cu ciucă. No, ce ziceți de ciucă? Dați-mi o idee despre ciucă ăsta. General, ci că și-a câștigat toate stelele pe care le are pe umăr și le-a câștigat în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. A condus în 2014 o luptă pentru cucerirea unui pod, luptă pe care românii nu mai duseseră din al doilea război mondial, nu mai fuseseră așa de implicați, ci că omul e strateg. I se spune generalul deșertului. Vedeți, asta e diferența. Ponta e caporalul desertului, Ciucă, doljan de-a nostru, cum se cade, e generalul deșertului. Pe cam deșert o găsiți și în politica românească. Declarație scurtă. Un minut a vorbit, bine, e premier interimar, și o schimba secretarul general al guvernului. Bă, om de acțiune, om de arme, l-a schimbat, l-a dat afară pe Antonel. Nu vedeți cât se întâmplă din cauza lui Aurel? Da. Premier, încep negocierile, încep consultările. Domnul Ciolacu ar fi vrut să defileze la consultări cu domnul profesor Rafila, care domnul profesor Rafila acum e în izolare, că soția sa are guvit. Nu, vedeți? Pe când să se laude și Ciolacu. Ați văzut, apropo, ce fel ce-a făcut Ciolacu? Parcă e buldogul de la PDL. Eu fac, traiul bun și nesimțirea, v-am mai zis eu, așa este. Deși Adrian Năstase l-a criticat, domnule Ciolacu, ce ați făcut? Ați pierdut 3 milioane de voturi, 3 milioane de alegători. Păi cum să nu pierde când însuși nenelul Iliescu nu a mers la vot? Pe fond de criză, de pandemie, n-a îndrăznit nici să cheme urna mobilă. Da, dar în același timp soția Nina, amândoi venerabil de 90 de ani, a zis, zice, Nelu, zice, n-a mers la vot, nu prea îl mai interesează pe el votul, dar a mers săptămâna asta, a fost de 3 ori la stomatolog. Nea Nelu Iliescu a fost de 3 ori la stomatolog să-și lucreze la o măsea. Măseaua de minte.
pentru că a folosit-o foarte mult după anii 90. Măseaua care minte, nu aia dă minte, care minte. Și-a reparat o măsea la 90 de ani. Vă dați seama că ăsta are planuri îndelungate pentru încă vreo 7-8 cincinale? Și-a reparat neanelul o măsea. Drept că la cum gătește doamna Nina, trebuie să ai măselele pregătite. Ea e Nina Barosana, e iubita lui Nelu. Ea e Nina din Strehaia, nu din Strehaia, e Leo. Leo, ci că divorțează de Dana criminala. Acum, cine ar fi stat atâta cu o criminală în casă? Dar măcar știi de unde o să iei. Dana criminala nu mai e de acord cu Leo de la Strehaia și a zis că îmi dau jos șorțul, bag divorțul. Să vedem ce o fi zicând doamna Maria, mama Maria, mama lui Leo de la Strehaia. Ce o fi zicând? Dă divorțul ăsta. Hai acasă, împacă-te cu Anca, ai cochii, ai nepoți. Cafea bună. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc celor din diasporă care au sponsorizat apariția acestei cafele în această cană cu inorogi. Să nu mă rogi. Dați cum și dragi abonați. Acum, în fiertura asta politică, s-a trezit și Dana criminala să divorțeze de Leo de la Strehaia. Pe așa exemplu dau ei alianței, când totul trebuie să se coaguleze în jurul unei majorități confortabile, cum a zis Klaus Iohannis, care acum pupă în fund UDMR-ul. Mă, v-am zis eu, politica e curvă, dar voi știați asta. Politica e fată de pe centură. În urmă cu câteva luni, când a ieșit și a zis, eu nu pot PSD, a luat 5.000 de lei amendă de la Consiliul de Combatere a Discriminării și acum a deschis brațele. Veniți, udemeriștilor, la mine, Iohannis. Perversul care vorbește 3 cuvinte la 7 minute. Uite, vezi ce nu face el ca să aibă guvernul meu. Dar un pic de aur nu-i trebuie. Nu-i trebuie aur, că el are 6 case. Când e chiria de la 6 case, nu-ți mai trebuie aur. La gâdea-i trebuie aur. Ați observat? În platoul antenelor, antenei 3 în special, își fac loc cei de la aur. Proaspătul partid, moșit de nu știm cine, intrat, prin voia votului românilor, să nu uităm, în Parlament, pe cai mari, cu 9 și ceva la sută. Acum nu știu dacă cai alb ca și odinioară cineva cu ca, dar știți voi cine, nu vă zic aici, da. Da, Gâdea, săracul, numai el destul de sclipitor, nu-i mai strălucește lui chelia aia imensă, fruntea aia imensă, are nevoie de un pic de poleală cu aur. Ce să zicem, avem aur peste tot. În Parlament, în platou și pe dinți ar trebui un pic de aur. În rest, situația e foarte bună. Școala rămâne online până în 11 ianuarie cel puțin. S-a dus dracu un semestru. Dacă și în semestru 2 se întâmplă la fel, putem șterge, putem uita un an din educația copiilor noștri. De la mic până la mare. Că școala online nu-i școală. Mai deschizi o piață, o mai închizi, dar școala... Vorba aia, ai trecut în viață, dar ai trecut și pe la piață. Cu seceta. Fermierii din Buzău spun că așa secetă n-a mai fost din 47. Sapăi săraci bagă plugul, jumătate de metru, pământul uscat, uscat. Zice, dacă n-ar fi cartofii din Chile, mazărea din Angola, dovleacul din Rotterdam, n-am avea ce pune pe mese. Nu vedeți? Astea-s baiurile. Deci aveam un sistem de irigație așa de bine pus la punct, dar mafia imobiliară ni l-a distrus. Dar, în schimb, noi votăm să intre în Parlament ăia, să aibă alea, să fie și... Pentru noi ce, mă? Pentru noi nimic, v-am zis. Noi trebuie să fim uniți, noi trebuie să facem ceva. Ce om putea? Că pe ăștia nu-i interesează. Nu-i interesează nimic. Astăzi este Ziua Internațională de Luptă Împotriva Corupției. Ziua Internațională Anticorupție. Na. Vedem noi un politician care astăzi își coase buzunarele? Un politician care stă astăzi cu mâinile la vedere? Bă, 24 de ore să nu dați cu jula. E foarte greu? Ai, sănătate multă, Doamne, ajută-ne! Vom vedea noi cum o mai fi. Suntem la mijloc de săptămână, mai este joi, vine vineri, se apropie sărbătorile, vorba reclamei, sărbătorile vin, mă, ce reclame au telefoniile astea mobile, mă. Îți bag o melodie de aia de ți se ridică părul pe mână, cu familie, cu acasă de Crăciun, cu apropiere, și apoi cumperi telefoane, cumperi tablete, cumperi abonamente, cum știu ei. La mine măcar abonamentul e gratis, abonarea e gratis, da? 5.000 suntem aici și vă mulțumesc. Clic pe clopoțel pentru abonare și în fiecare zi de luni până vineri de la 10 ne vedem aici.
O zi superbă, o zi splendidă, cu tot ce vă doriți de bine să fie în ea. Vă salută Nicu Bendea și să ne vedem sănătoși, oricând, oriunde și oricum.